Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș anunță suspendarea începând cu data de 29 martie a tuturor evenimentelor programate în sala de spectacole Barbu și la cinematograful 2D-3D ca urmare a faptului că în data de 28 martie rata de incidență COVID-19 în municipiul Călăraș a depășit 3 la 1000 de locuitori. Conform datelor publicate de către Direcția de Sănătate Publică, precum și Instituția Prefectului, evenimentele vor fi reprogramate pentru alte date pe care le vor comunica ulterior reprezentanții instituției în funcție de evoluția pandemiei, toate biletele achiziționate până în prezent pentru evenimente vor fi valabile la data reprogramării acestora.